Tot da, mă, uite acolo bicicleta aici, de acolo am făcut poze. Uite-mă acolo. Accidentul s-a întâmplat pe drumul județean 504 spre Lăceni, în apropiere de o stație PECO. Biciclistul a fost lovit în plin de către un autoturism condus de o șoferiță. Martorii spun că tânărul de 30 de ani n-ar fi fost echipat corespunzător și din această cauză șoferița nu l-ar fi observat. O ambulanță l-a preluat imediat pe tânărul grav rănit, iar medicii au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, acestea s-au încheiat fără succes, tânărul fiind declarat decedat. Polițiștii de la rutieră au întocmit șoferiței un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului rutier.